Am revenit, agricultura o șansă pentru România și dacă înainte de pauză vorbeam despre o idee năstrușnică, așa e numită, a domnului ministru Florin Barbu, mai are alte și alte idei năstrușnice, domnul Barbu. Haideți să discutăm despre una dintre ele împreună cu domnul Feliciu Paraschiv, este vicepreședintele ANC-MMR, Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România și președinte, director general al companiei PACO, este o companie care activează în zona retail-ului în estul țării. Bună ziua, Feliciu Paraschiv, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua noastră și telespectatorul noastră, mulțumesc foarte mult de invitație. Așadar, avem... E un proiect de ordonanță în transparență publică, în dezbatere publică? Cum e proiectul acela legat de plafonare a adaosului, să spun? Discutăm despre un draft de proiect. Circulă zvonurile de multă lume, de multă vreme că se lucrează la el. Noi acum am intrat în posesia lui. L-am luat un pic la mână și l-am studiat și... Sincer să vă spun, am îngrozit un pic. Așa. Sunt acolo câteva lucruri care vă îngrozesc, nu? Sunt niște lucruri care ne îngrozesc. În primul rând, proiectul ăsta de ordonanță vine și anulează ordonanța OUG67, da, care făcea referire la sau plafona vreo 21 de categorii de produse și acum plafonează toate produsele alimentare. Inițial se zvoniseră că va plafona produsele alimentare românești, dar constatăm că ea plafonează acum toate produsele alimentare. Aha, deci e prima chestiune importantă, da. Da. În afară de chestia asta, observăm că dacă plafonarea în OUG67 se aplica și la nivel de procesator, de data asta procesatorul nu mai este plafonat, nici producătorul. Producătorul nu a fost plafonat nici în OUG67, era plafonat doar procesatorul, distribuitorul și comerciantul. Acum observăm că este plafonat doar distribuitorul și comerciantul și, evident, importatorul. Aici aș face și o remarcă, pentru că cred că și-a văzut visul cu ochii, că domnul Barbu, cred că asta de fapt urmărea, sau nu știu dacă... Că să se ducă plafonarea către comercianți, da? O să vă rog să comentați dumneavoastră faptul că a scos procesatorii, mă rog, nu e... De fapt, n-ar trebui să existe această, dar e altă discuție. Vă rog, spuneți mai departe, vă rog, ca să nu vă întrerup. Deci, în mod normal, dacă am vrea să facem o plafonare, ar trebui, cu toate că nu e logic să facem o plafonare, că înseamnă o intervenție brutală pe o piață echilibrată, echilibrată de cerere și ofertă, că prețul rezultă în urma unui echilibru al cererii și al ofertei. Dar să presupunem că ne dorim o intervenție, că au mai făcut și alte țări, ar trebui să luăm tot lanțul la mână. Producător, procesator, distribuitor, comercial. Pentru că noi acum am scăpat o verigă destul de importantă, procesatorul. Da. Procesatorul poate să ridice prețul laptelui de la 2,60 lei cât pleacă de la poarta fermei la 10 lei. Ne-l aduce nouă cu 10 lei, noi vinem cu 11 lei comercianții și toată lumea arată cu degetul spre noi. Uite ce au făcut comercianții, 11 lei laptele. Nu ne întreabă nimeni cu cât l-am cumpărat. De asta, dacă vrem o transparență, trebuie să o căutăm pe tot lanțul. Dar cel mai bine ar fi să nu discutăm de plafonare, că asta înseamnă o intervenție destul de brutală pe piață. Urmează să plafonăm ce acum? Industria textilă, industria auto, ar trebui, că așa e normal, să ne apucăm, da, să plafonăm tot. Energia e deja plafonată, mă rog, cât funcționează e altă, sau mă rog, e altă discuție, partea energetică, nu? Deci, energia a fost plafonată la un moment dat când lucrurile au luat o razna, dar în ultima perioadă prețul a scăzut sub prețul plafonat. Adică, da, aici cred că plafonarea trebuia ridicată pentru că ea a făcut rău. Exact, exact. Dar, domnule Paraschiv, în opinia mea, ca să nu, dar vă întreb, de fapt, această idee a plafonării adaosului se îndreaptă doar către comercianți, merge pe ideea că acești comercianți sau rețelele
mai mari sau mai mici sunt speculative, sunt prea speculative, adică cresc prea mult prețurile, că nu mai intrăm în amănunte, și s-au gândit probabil să găsească ei o soluție. Nu? Credeți că așa stau lucrurile sau e un pic exagerat sau completați, vă rog, dacă doriți? Nu, cred că ăsta e motivul important. Adică se consideră faptul că în zona de comerț, adică practic toți comercianții ridică prețurile anormal de mult. Dar nu se uită nimeni în piață că în zona de retail este o concurență extrem, extrem de acerbă. Corect. Din ce în ce mai multe magazine, hipermarketuri, supermarketuri, magazine mici se deschid. Nu cred că este intersecție mare în București să n-aibă pe fiecare colț de stradă câte un magazin. La noi hipermarketurile și supermarketurile sunt băgate în interiorul orașului. Dacă ne uităm în Europa, sunt la margine. Deci concurența este extrem, extrem de puternică. Asta înseamnă că nu poți să mergi cu marje foarte mari și cu adaosuri comerciale foarte mari. N-ai cum, că piața te scoate imediat afară. Și ar trebui să căutăm de ce prețurile sunt așa mari, de la bază, de la producător, până la raft. Pe lanțul produsului. Lanțul. Da. Ar trebui să ne uităm că avem cea mai mare fiscalitate când discutăm de forța de muncă. Păi jumătate, aproape din salariu, 50% se duce la stat. Angajatul muncește de 5.000 de lei, noi avem o cheltuială de 5.000 de lei, el ia 3.000 în mână și 2.000 se duc la stat. Poate ar trebui cumva să creștem puterea de cumpărare a populației, micșorând sarcina asta, taxa asta pe muncă. Poate ar trebui să reducem puțin fiscalitatea pe tot mediul de afaceri. Uitați-vă că numai în ultima perioadă, anul ăsta, avem o mulțime de lucruri de făcut și le reamintesc pe scurt. E factura, safte, casele legate la finanțe, e transport cu codurile UIT, OUG67, legea laptelui, o mulțime de chestii care ele, una peste alta, nu fac decât să pună niște costuri pe tot lanțul produsului, de la producător până la raft, la comerciant. Fiecare nouă lege, fiecare nouă ordonanță care obligă mediul de afaceri să mai facă ceva, înseamnă un cost suplimentar, că mediul de afaceri trebuie să angajeze un om să-i facă safteul, trebuie să angajeze un softist să-i facă nu știu ce. Asta înseamnă costuri. Toate astea se găsesc în prețul final de raft, din păcate. De acord. Ca să închidem poate un pic cercul cu această plafonare, credeți că se va face în forma aceasta și care ar putea să fie efectele în piață? Noi sperăm să nu se facă în forma asta sau în cel mai rău, să nu se facă deloc. Dar în cel mai rău caz, sperăm să se facă într-o formă revizuită. Se intră foarte mult prin ordonanța asta în business-ul propriu-zis. Vă dau un exemplu, vă citesc un articol, articolul 4 aliniatul 2, articolul 5 aliniatul 2. Comercianții au obligația de a aloca la raft un număr maxim de 4 fețe pentru fiecare produs alimentar din aceeași categorie, bla bla bla. 4 ce? Că nu s-a auzit. 4? 4 fețe. 4 fețe de produs. Aha. Adică nu pot să pun 6, trebuie să pun doar 4. 4 produse de același fel, unul lângă altul. Domnul Paraschiv, eu zic să le dați cheia să vină ei, să facă cum au făcut la Casa Unirea și să conducă ei toate business-urile astea. Da, corect. Adică intrăm atât de adunc cum să ne așezăm noi marfa pe raft. Păi da. Mâine o să ajungă la distribuitorii de mașini auto să-i spună, nu mai țineți bine mașinile cu fața spre intrarea din showroom, puneți-le cu spatele, că trebuie să vadă și roata de rezervă. Exact. Până unde intervenim în business? Da, e un gust amar, rămân, nu știu unde vor să ajungă, eu au obsesia asta, ei cred că așa scade inflația, dar mă rog, nu e calea cea bună. Da, cu siguranță. Mai avem câteva minute și am văzut că astăzi ați reiterat ideea dumneavoastră, am înțeles că vă țineți de ea, eu, bravo, eu vă admir pe ideea asta.
sau măcar că pe consecvență. Am văzut că mergeți totuși pe ideea că marile rețele sau, mă rog, magazine ar trebui să fie închise sâmbăta și duminica, nu? După o anumită oră, spuneați. Păi, plecăm de la o aserțiune destul de importantă pentru mediul de afaceri, și anume că cea mai valoroasă resursă a noastră, a oamenilor de afaceri, este resursa umană. Ok, la modul declarativ toată lumea spune, domnule, avem grijă de oamenii noștri, facem drece. Da, dacă luăm în amănunt, noi ar trebui să le ascultăm nevoile lor. Noi am ascultat nevoile angajaților noștri. Și angajații noștri se simt la o diferență de la cer la pământ față de angajații de la stat. Există diferențe de salariu, în primul rând, unde retailul sau chiar mediul de afaceri nu poate să plătească, cu mici excepții, nu poate să plătească salarii așa mari ca la stat. Există decalaje date de numărul de libere pe care și punți pe care le au cei de la stat și mediul de afaceri nu le are. Noi am propus o soluție care există în toată Europa, în Germania, în Franța, în Austria, în Spania. Magazinele se închid de vineri la prânz până luni dimineață. Ok, am zis, domnule, haideți să închidem și noi numai sâmbătă după amiaza și duminică după amiaza. Și oamenii ăia, sunt 800 de mii de oameni angrenați în ceea ce vă spun. Și oamenii ăia vor să stea și eu după amiază, o sâmbătă după amiază, o duminică după amiază acasă cu copilul. Nu se poate. Am primit din toate direcțiile, da, dar noi când ne mai facem cumpărăturile? Dom'le, e deschis de la 7 dimineața până la 2-3 sâmbătă și duminică la fel. Imposibil. În cursul săptămânii deschis până la 10 seara. N-ai cum să nu ai timp să faci cumpărăturile. Am înțeles. O să milităm pentru asta în continuare, să știți. Da. Eu vă asigur, să zicem, cât pot această, să zicem, imagine publică de a discuta pe această temă. Eu cred că e o temă de discuție care poate fi în continuare. Mulțumesc! V-aș mai ruga, doar pentru că mai avem un minut, două, să ne dați, nu știu, o scurtă concluzie pe ce simțiți, pe plafonare, pe inflație, pe sfârșitul de an, cum simțiți că se întâmplă lucrurile. Mai fac o paranteză, am mai spus lucrul ăsta, un economist spunea că dacă vrei să vezi cum merge economia în următoarele luni sau în următorul an, să vorbești cu oamenii care sunt aproape de consumatori. Ori dumneavoastră, rețelele comerciale și dumneavoastră personal, sunteți aproape de consumatori. Într-adevăr, eu transmit informații de la firul ierbii, ca să zic așa. Corect. În natura meseriei mă obligă să ascult foarte mult consumatorul. Ce n-am sesizat în treaba cu plafonarea este faptul că se poate crea un efect de waterbed fantastic, efectul de saltea cu apă, în sensul că noi dacă plafonăm o categorie așa largă de produse, riscăm să ne trezim cu o creștere foarte mare de prețuri, peste normal, în zona produselor neplafonate. Lucru care s-a întâmplat la OG67. Am observat cu toții că au crescut prețurile la detergenți nejustificat, la cosmetice, la hârtie, da, la Pampers, la scutece. Deci nealimentarele pot să crească mai mult decât, să zicem, ar fi normal. Dar ca să închei într-o notă optimistă, poate așa, în bine mele, vă rog. Anul ăsta este mai bun ca anul viitor. Dacă da, e bine spus, optimistă cu ghilimelele de rigoare. Mai discutăm și vă mai invităm, domnule Paraschi. Vă mulțumesc pentru prezența astăzi în emisiunea noastră. La revedere. Și pentru informații. O zi bună. O zi bună. Feliciu Paraschi a fost cu noi, vicepreședintele ANCMMR, adică Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Bun, mai avem un pic de timp și vă spuneam că vrem să vorbim și despre Congresul Fermierilor Europeni, un congres care a avut loc la București, este în plină desfășurare și sigur vrem să vedem cam care sunt temele de discuție de acolo, câți fermieri sunt și așa mai departe, pentru că cel mai bine să ne spună chiar un fermier care, un reprezentant al fermierilor care este chiar la fața locului, domnul Florentin Bercu, acum prin telefon cu noi, director executiv UNCSV. Bună ziua, domnule Bercu, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru oportunitate.
Sunteți în continuare la congres, nu? La, sunteți printre organizatori. În 15 minute se va încheia a doua zi. Ah, ok. Atunci haideți că nu vă țin mult, 10 minute măcar. Spuneți-ne, vă rog, care este atmosfera, care sunt temele dezbătute și fermierii cât sunt, din câte țări, dacă ne dați câteva elemente așa mai organizate de informative. Da, este a doua zi, au fost două zile pline, astăzi a fost ziua principală. Am avut undeva la 440 de persoane în sala astăzi. Sunt fermieri din 24 de state membre, undeva la 300 de fermieri și 100 de reprezentanți de organizații profesionale și autorități, 140, între 100 și 140 reprezentanți de organizații profesionale, autorități și așa mai departe. Este sub umbrela Copacogeca, înțelegem, nu? Da, comitetul este a 12-a ediție a Congresului European al Fermierilor și Cooperativelor. Se organizează odată la 2 ani în alt stat membru. Regulile organizatorice sunt stabilite de ei în integralitate. Partea ce a ținut de organizațiile române sunt responsabile de cina de gală din seara aceasta și vizitele de lucru pentru participanții, pentru fermierii din străinătate care vor merge mâine să viziteze o fermă de vaci de lapte la domnul Petcu la Pantelimon, o fermă în sectorul vegetal în Călinești, Teleorman la Alexandru Haită și distileria plus cooperativa Tinoasa și totodată o fermă de legume din Vărăște. Aha, deci iată o gamă completă aproape de vizite, adică mă refer la mai multe zone sunt acoperite, legume, cultură mare și vaci și crescători de vaci. Care au fost temele, domnule Bercu, care s-au discutat? Au fost mai multe teme pe parcursul acestor două zile. Am discutat despre rolul și importanța cooperativelor în desfășurarea unei agriculturi performante, sustenabile, durabile. Apoi managementul apei. Totodată am discutat de bioeconomie și de economie circulară pe parcursul zilei de ieri. Astăzi am avut discuții despre comerțul și acordurile comerciale, schimburile intracomunitare și import-export către state terțe, începând de la Ucraina. Totodată au fost discuții despre viitorul agriculturii Uniunii Europene, dialogul strategic în mod special și tot ce urmează până la sfârșitul anului și începutul anului viitor pe acest subiect. Au mai fost și alte subiecte legate de tehnologie, de inovare, de digitalizare și alte aspecte legate de tehnicile de ameliorare genomică. Bun, deci toate temele, să zicem, fierbințe europene și românești, evident. Pentru că, în mod cert. Vreau să vă rog să ne spuneți dacă s-au creionat câteva concluzii sau care au fost în general opiniile celor care au vorbit astăzi vis-a-vis de câteva teme, poate cele mai importante. Bine, toate sunt importante. Sunt curios să văd și, de exemplu, și cum se vede politica agricolă post-2027. E interesantă și tema privind tehnicile genomice. Toate sunt. Dacă putem vorbi de niște concluzii sau e prea devreme? Aș putea spune că este relativ devreme, vom apărea cu un comunicat de presă, sper că luni dimineață să-l avem făcut sau poate chiar mai devreme dacă reușim ceva împreună cu colegii de la Copacogeca. Okay. Ca și concluzii, principalul subiect este ca odată cu aprobarea cadrului financiar multianual care se va desfășura în următoarele 15 luni să fie acordată o sumă consistentă, mai mare, de așa natură încât bugetul politicii agricole comune să crească de la 0,3% până la 1% din PIB-ul UE, cât este necesar pentru a acoperi principalele constrângeri și principalele provocări odată cu inflația cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului. Se discută foarte mult de necesitatea de a avea în continuare cei doi piloni în PAC, adică plățile directe și dezvoltarea rurală. Aici este o diferență de vedere. Aici putem vorbi din nou, scuzați-mă, de țările nordice și țările sudice sau nu cu pilonii? În discuțiile care au avut loc aici, la punctele de vedere exprimate,
eu am înțelegerea și convingerea că suntem în consens, cel puțin noi la nivelul organizațiilor profesionale. Acum nu știu, poate, dacă cumva sunt colegi care nu și-au exprimat punctul de vedere și ar fi... Am înțeles. Bun. Și dialogul strategic, cum îl vedeți? Lucrăm la nivelul dialogului strategic pentru realizarea unui punct de vedere care să vină în completare. Și totodată la principalele subiecte care au trebuit să avute în interviurile care vor fi date de comisari. Și dacă ar fi să subliniez ce e cel mai important sau ce nu ne convine în dialogul strategic din partea României, aș spune următoarele. Precizarea mult mai concretă a bugetului mărit al PAC și păstrării destinației distincte pentru PAC să nu mai fie amestecat cu mediul sau să mai vină constrângeri din partea mediului care să utilizeze din bugetul PAC. Asta ar fi primul aspect. Al doilea aspect foarte important este ca în dialogul strategic să fie precizat concret cum se vor derula și cum ar trebui să se deruleze schimburile comerciale cu Ucraina și cu statele terțe. Adică ne referim la condiții de reciprocitate. Aceleași condiții care sunt obligați să le respecte fermierii și produsele noastre să le respecte și produsele importate. Un al treilea aspect este legat de a menține în continuare promovarea în politica agricolo comună și sprijinirea acestuia. Un al patrulea aspect, care de fapt poate e al doilea ca și importanță după buget, este zootehnizarea și încurajarea mult mai concretă a zootehniei, o reechilibrare, o resetare a zootehniei să poată fi dezvoltată, consolidată și fezabilă, competitivă din punct de vedere economic. Ok. Deci cam aici. Cam astea ar fi principalele patru perfect. Subiecte. Nu mai avem timp, dar spuneți-mi doar că sunt curios. A apărut o știre că domnul ministru a avut o idee, o inspirație, nu știu cum, un referendum la nivel european pentru politica agricolă comună. S-a comentat ceva sau rămâne așa deocamdată la Domnul gândire? Domnul ministru a lansat o idee. O să vedem deocamdată, o să mai discutăm cu colegii în seara asta și mâine și să vedem cum procedăm. Am referitor la acest... Deci mai discutăm. Spunem. Da. Mai discutăm pe această temă. Bun, vă mulțumesc foarte mult, domnule Bercu, vă așteptăm și cu săptămâna viitoare și cu concluziile, discutăm succes în continuare la vizitele de lucru de mâine. A fost cu noi Florentin Bercu, director executiv UNECSV și unul dintre organizatorii acestui Congres European al Fermierilor sub egida Copacogeca. Ne oprim astăzi aici. Agricultura, o șansă pentru România, ați văzut. Urmează Ce vor plantele la ora 19, jurnalul AgroTV. Rămâneți cu noi, toate cele bune, ne revedem și ne reauzim.